Kilometri de camioane stau la coadă de o parte și de alta a Vămii Siret. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar. Încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. O coloană de autovehicule cu o lungime de aproximativ 25 de kilometri s-a format la punctul de trecere a frontierei Siret pe E85, până în apropierea localității Dănila. Serviciul de permise Suceava a ajuns la al șaselea șef după dosarul DNA, iar părinții care au copii cu viroze respiratorii se pot adresa centrului de evaluare, care asigură asistența medicală pediatrică din cadrul Spitalului Județean Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. O coloană de autovehicule cu o lungime de aproximativ 25 de kilometri s-a format la punctul de trecere a frontierei Siret pe 85, până în apropierea localității Dănila. Peste 500 de autocamioane au blocat unul dintre cele două sensuri de mers ale drumului și așteaptă, pe partea română, încă de sâmbătă, să treacă în Ucraina. Potrivit Serviciului de Frontier al Ucrainei, coada era de 41 de kilometri duminică la intrarea în punctul de trecere a frontierei Siret-Porubne, pe partea ucraineană. Mă aflu pe E85, unde s-a format o coadă de peste 25 de kilometri de autovehicule care așteaptă să traverseze granița către Ucraina. Se pare că autoritățile ucrainene au sincope în ceea ce privește procesarea de date, astfel încât de la sfârșitul săptămânii trecute coada crește în continuu. Sunt peste 500 de autocamioane care la această oră așteaptă să treacă pe partea cealaltă și au blocat una dintre benzile de mers către Siret. Potrivit unui comunicat remis redacției noastre de prefectul Alexandru Moldovan, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus suplimentarea echipajelor poliției rutiere care acționează în vederea fluidizării circulației în momentul de față în zonă, acționând 4 echipaje de poliție rutieră și ordine publică. Este o perioadă aglomerată datorită nevoii de aprovizionare pentru sărbătorile de iarnă. Potrivit informațiilor parvenite de la partea ucraineană, aceste valori ridicate de trafic se vor menține până spre finalul anului. Tirurile care așteaptă la vamă au blocat un sens de mers, astfel că circulația între localitățile Siret și Dănila se desfășoară în prezent pe un singur sens. Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava, Alina Petrariu, a declarat că situația a fost generată de o creștere a numărului de tiruri care transportă citrice spre Ucraina. În prezent, coada este formată preponderent din transportatori ucraineni, greci și turci, iar comunicarea este precară, astfel încât pentru informarea șoferilor străini, organele de ordine se folosesc de serviciul Google Translate. Apelez la înțelegerea cetățenilor cu precăderea celor care se deplasează spre și dinspre zona Rădăuți, asigurându-i că depunem toate eforturile pentru a îmbunătăți condițiile de trafic. În același timp, adresez rugămintea tuturor participanților la trafic români să respecte și să urmeze indicațiile echipajelor de poliție și ordine publică, astfel încât probabilitatea formării blocajelor să fie redusă la minimum posibil, a transmis prefectul Alexandru Moldovan. Serviciul public comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea a Vehiculelor Suceava are o nouă conducere pentru o perioadă de 6 luni. Este vorba despre ofițerul specialist de poliție cu grad profesional subinspector, Cosmin Vasile Butnariu. Din 2021 până în prezent, el a coordonat activitatea compartimentului permise de conducere din Bihor. Începând cu 12 decembrie, la conducerea Serviciului Public Comunitar, Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava, pentru o durată de 6 luni a fost împuternicit ofițerul special de poliție cu grad profesional de subinspector, Cosmin Vasile Butnariu. Originar din județul Bihor, între anii 2017 și 2021, ofițerul și-a desfășurat activitatea în cadrul IPJ Suceava, iar din 2021 până în prezent a coordonat activitatea compartimentului permise de conducere din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Bihor. Subinspectorul de poliție, Cosmin Vasile Butnariu, este absolvent al Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, specializarea Administrarea Afacerilor, și al Facultății de Drept și Științe Administrative, specializarea Drept, ambele din cadrul Universității Ștefan cel Mare. Ofițerul de poliție deține atestatul de examinator pentru categoriile și subcategoriile B, C, C, E și D.
El este al șaselea șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava, după ce DNA a început ancheta împotriva conducerii de până în 2021. Două persoane din comuna suceveană Vama sunt cercetate penal pentru infracțiuni la regimul rutier. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 59 de ani și soția acestuia. Bărbatul conducea autoturismul soției, deși avea permisul autosuspendat, iar femeia cunoștea acest lucru. Un bărbat în vârstă de 59 de ani din comuna suceveană Vama și soția acestuia sunt cercetați penal pentru infracțiuni la regimul rutier. Bărbatul conducea autoturismul soției, deși avea permisul autosuspendat. Potrivit Poliției Județene Suceava, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit duminică pentru control autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 59 de ani, care a depășit viteza legală pe raza comunei Cacica DN2E. Polițiștii au constatat că șoferul rula cu viteza de 75 de km pe oră pe un sector de drum unde limita legală este de 50 de km la oră. În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat că bărbatul de 59 de ani are permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier. Autoturismul, proprietatea soției acestuia, i-a fost încredințat spre a fi condus pe drumurile publice, deși femeia avea cunoștință despre faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere. Astfel, de la o simplă contravenție pentru depășirea vitezei legale, cei doi soți s-au ales cu dosare de cercetare penală, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu posedă permis de conducere. Părinții care au copii cu viroze respiratorii se pot adresa centrului de evaluare care asigură asistența medicală pediatrică din cadrul Spitalului Județean Suceava. Acesta este funcțional din 12 decembrie în cadrul ambulatoriului de pediatrie de luni și până vineri între orele 13 și 15. În centrul de evaluare se asigură asistența medicală pediatrică în cazul virozelor respiratorii cu personal medical din secția de pediatrie a Spitalului Județean Suceava. Cadrele medicale vor consulta în cadrul ambulatoriului de pediatrie. Este un rezultat al deciziei Ministerului Sănătății, care a informat săptămâna trecută că înființarea acestor centre are ca scop facilitarea accesului la asistență medicală pentru copii și reducerea aglomerației și timpului de așteptare în unitatea de primire urgențe. La nivel național au fost prevăzute 59 de astfel de unități ambulatorii pentru copii cu circuite separate. Copiii care au simptome de viroză respiratorie vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și după caz clinic, imagistic și biologic la medicii specialiști din centrele de evaluare. Acestea au spații special destinate cu circuite funcționale corespunzătoare. Copiii a căror simptomatologie persistă mai mult de 3 până la 5 zile sau cei la care se agravează sub tratamentul deja administrat vor fi îndrumați de medicul de familie către centrele de evaluare pediatrică. Copiii cu simptomatologie severă sau cei cu factori de risc vor fi direcționați de medicul de familie sau din centrele de evaluare către spital, menționează Ministerul Sănătății. Angajații Spitalului Județean Suceava participă la cursuri pentru îmbunătățirea comunicării. Orele se desfășoară în weekend, timp de 10 luni, astfel încât să poată participa toți angajații. Primii cursanți au fost cei de la Unitatea de Primiri Urgențe și Ambulatoriu. Conducerea spitalului dorește îmbunătățirea comunicării, dar și să pună un mai mare accent pe empatia față de pacient. Toate categoriile de personal din Spitalul Județean de Urgență Suceava, medici, asistenți, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, inclusiv personal TESA, participă timp de 10 luni la un curs în vederea îmbunătățirii comunicării atât cu pacienții, aparținătorii, dar și între ei, a anunțat purtătorul de cuvânt al spitalului, doctorul Dan Teodorovici. Potrivit acestuia, spitalul, în parteneriat cu Primăria Suceava și Asociația Psivolution, organizează cursul Comunicarea în mediul spitalicesc, repere pentru succesul tău personal și profesional. Medicii și asistenții vor primi credite EMC, fiind cursuri validate de colegiile fiecărei categorii de personal. Cursul se va desfășura sâmbătă și duminica, câte 4 ore pe zi, și va dura 10 luni, timp în care fiecare angajat să poată participa. Potrivit doctorului Teodorovici, s-a început cu personalul din UPU și ambulatoriu și se va continua cu celelalte secții și servicii ale spitalului. Ne dorim îmbunătățirea comunicării dintre diferite categorii de personal, a comunicării personalului medical și auxiliar pacient,
personalului medical și auxiliar aparținător pentru a oferi un act medical performant într-un mediu spitalicesc prietenos, a declarat doctorul Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava. După ce a preluat funcția de manager al spitalului, doctorul Alexandru Calancea a anunțat că principalul lucru la care va lucra este comunicarea și empatia față de pacient, care să fie tratat ca cineva drag din familie. Sindicaliștii din învățământ le cer parlamentarilor de Suceava să voteze pentru alocarea a 6% din PIB pentru educație. Într-o scrisoare adresată parlamentarilor, sindicaliștii de la Proeducația arată că, prin alocarea a 2,1% din PIB, se continuă subfinanțarea educației. Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro-Educația Suceava, partea Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, le solicită parlamentarilor din județul nostru să voteze alocarea a 6% din PIB pentru educație. În acest sens, liderul sindicatului, Traian Pădureț, le-a transmis o scrisoare deputaților și senatorilor, în contextul în care proiectul legii privind bugetul de stat pe 2023 prevede pentru educație un buget de 2,1% din PIB. Procentul este mai mic decât cel de anul acesta, însă suma este mai mare, crescând de la 29,9 miliarde de lei, 2,28% PIB, la 32,5 miliarde de lei. În scrisoarea adresată parlamentarilor, se arată că este obligatoriu ca întreaga clasă politică să înțeleagă că trebuie investit în educație, atât în infrastructură, cât și în resursa umană. Sindicatul vrea majorarea cu cel puțin 15% a salariilor întregului personal din învățământ, calcularea corectă a drepturilor salariale suplimentare, acordarea sumelor pentru condiții de muncă, plata orelor suplimentare, suplimentarea numărului de posturi didactice, auxiliare și nedidactice, mărirea indemnizației de hrană. Proeducația spune că toate acestea nu se pot realiza fără alocarea 6% din PIB, așa cum prevede articolul 8 din Legea Educației 1/2001. Trăim vremuri în care am face orice pentru a câștiga cât mai mult timp pe care să-l petrecem alături de cei dragi. Asta se simte cel mai intens de sărbători, când timpul pare că se comprimă și mai mult, iar oamenilor le este tot mai greu să se împartă între serviciu, familie, cadouri, primenirea caselor și pregătirea bucatelor pentru mesele festive. Din fericire, timpul poate fi câștigat pentru a fi oferit celor dragi, fără a face măcar rabat de la dulciurile tradiționale cu gust de copilărie, care să vă însoțească în zilele de sărbătoare. De un singur lucru trebuie să vă amintiți, să dați comandă până la închiderea listelor, după care totul ajunge în grija spiridușilor cofetari. Întotdeauna propunem să începem sărbătorile cu un dulce suprem, împăratul prăjiturilor, cozonacul tradițional cu nucă. Însă anul acesta pregătim și babka, un cozonac care nu este tradițional, însă are foarte multă ciocolată și este însiropat cu vin ars. Aceștia sunt urmați de prăjiturile de casă, tradiționale, prăjituri cu foi, marlenca, nuci, albă ca zăpada, albinița. Sunt prăjituri pe care le cunoaștem cu toții de când eram copii și ne aduce aminte de acea perioadă atât de frumoasă. Sigur că în perioada copilăriei obișnuiam să pregătim dulciurile pentru mesele de sărbătoare în casă. Poate de asta erau și atât de gustoase, chiar cu riscul ca unele foi să se ardă, ori cozonacii să nu crească pe măsura dorințelor gospodinei. În vremuri atât de agitate precum acestea, când timpul nu ne mai ajunge, această sarcină poate fi delegată cofetăriilor, iar riscurile dispar. Mai ales cele artizanale, care nu produc mari cantități de prăjituri sau cupturi, țin mult la calitatea ingredientelor pe care le folosesc, lucrează totul manual, ca în bucătăria de acasă, și astfel gustul nu se pierde, iar tot timpul câștigat poate fi oferit familiei, cu o condiție: să vă încadrați în termenele pentru comenzi. Listele sunt deschise înainte de 1 decembrie, la cererea clienților noștri nerăbdători, dar și foarte conștiincioși, aș zice. Însă sunt și acei clienți, oameni care nu se gândesc din timp să comande ce au nevoie pentru Crăciun, și își dau seama mult prea târziu. De aceea listele noastre pentru comenzi sunt deschise până pe 18 decembrie și sfătuim pe toți cei care doresc să aibă prăjituri pe masa de Crăciun, prăjiturile care aduc aminte de copilărie, să se grăbească.
Momente artistice deosebite vor avea loc la spectacolul caritabil Fremăt de Speranță, organizat de membrii Clubului Interact Bucovina-Suceava pentru sprijinirea unui băiețel cu probleme de sănătate. Evenimentul este programat pentru miercuri, pe 14 decembrie, iar organizatorii dau asigurări că va fi o seară plină de talente pentru o viață plină de bucurie, cea a lui Sebastian. Donația minimă este de 20 de lei, iar biletele se pot lua de la membrii Interact sau de la intrare în ziua evenimentului. Totodată, în sala de spectacole, vor exista urne mobile pentru a reuși să îi se ofere un ajutor cât mai mare lui Sebastian. Și noi, ca și club, am preluat povestea lui Sebastian, un băiețel de o vârstă foarte mică, cu care suferă de leucemie, și ne bucurăm și sperăm că putem să facem tot ce putem pentru Sebi. Vă așteptăm ca să-l susținem pe Sebastian și pe cei de la Clubul Interact Bucovina-Suceava. Spunem prezent și mulțumim celor de la Bucovina Dance Studio, care vor avea moment de dansuri sportive. Mulțumim domnului director Daniel Aneculeiese și Palatului Copiilor, care vor veni cu un moment de colinde. Școlii gimnaziale numărul 1 Suceava, care va fi prezentă cu mai multe momente artistice dedicate Crăciunului. Și mulțumim anticipat tuturor celor care vor fi prezenți alături de copiii din Interact la acest spectacol. Știm că Sebastian va reuși să ducă mai departe această boală doar alături de cei care vor fi prezenți și sufletește și fizic alături de el. Vă așteptăm cu drag să susținem împreună pe Sebastian și vă asigur că o să fie un spectacol reușit și plin de emoție. Spectacolul va avea loc miercuri, pe 14 decembrie, de la ora 18, în auditorium Iosef Schmidt de la Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Echipa de handbal CSU Suceava a pierdut cu scorul de 31-42 meciul disputat duminică pe terenul campioanei Dinamo București. În urma acestui rezultat, formația antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei încheie anul pe locul 9 în Liga Zimbrilor. CSU Suceava a încheiat anul competițional cu o înfrângere, scor 31-42, suferită duminică pe terenul campioanei antitre Dinamo București. Meciul a contat pentru etapa 15-a Ligii Naționale la handbal masculin. Echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a început curajos partida din capitală. Suceovenii au condus cu 9-7 în minutul 12, dar gazdele au revenit pe finalul primei reprize și au intrat la pauză cu un avantaj de 3 goluri, scor 22-9. Dinamo s-a detașat pe tabelă în repriza secundă, bifând a 15-a victorie în campionat din tot atâta posibile, scor 42-31. Cel mai bun marcator al sucevenilor în meciul de la București a fost Gavriloaia cu 9 goluri, urmat de Târzioru și Gbilașvili cu câte 5 goluri, Vensel cu 3 goluri, Ștefan Zarițchi și Lupu cu câte 2 goluri și Radu Vizitiu și Bologa cu câte 1 gol. Pentru CSU Suceava au mai jucat Macaria, Simulescu, Podovei, Bruj, Focșăneanu și Urdă. În celelalte meciuri din cadrul etapei a 15-a s-au înregistrat următoarele rezultate. HC Buzău, Politehnica Timișoara 27-29, CSM București, Mina Urbaia Mare 27-29, CSM Vaslui, CSM Oradea 25-24, Potaița Turda, CSM Odorheiu Secuiesc 33-30, CSM Bacău, CSM Focșani 25-26 și CSM Constanța, Steaua București 32-31. CSU Suceava va relua campionatul la începutul lunii februarie cu un meci pe teren propriu în compania celor de la CSM București. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Undeva la 25 de kilometri de coadă de camioane pe partea românească și undeva spre 40 de kilometri pe partea ucraineană, conform autorităților române și ucrainene. Cauzele nu sunt cu exactitate cunoscute. Sunt probleme la sistemul informatic, sunt probleme de alimentare cu curent electric, sunt probleme în vamă, sunt probleme inclusiv decizii poate nefericite ale șoferilor care nu vor neapărat să facă oculul până la Vicov ca să nu stea atât de mult la coadă și așa mai departe. Da, eu sunt răcit. Asta m-a întrebat. Am venit cu asta, dar îmi curge nasul în continuu și îmi curg ochii. Păi și dacă sunt atâtea probleme, ce te miri că e coadă? E normal să fie coadă, a fost coadă și
în vară, e coadă și acum, mai ales de când cu atacurile acelea. E o coadă atât de mare ca acum n-am văzut. Energetic, da, înțeleg. Și coadă va mai fi, pentru că e de transportat marfă. E, nu, nu, eu nu țin minte să fi făcut străzi pe patru benzi, autostrăzi. Nu s-a făcut nimic. Adică sunt aceleași drumuri care de-a lungul timpului, adică în perioada asta s-au mai măcinat, s-au mai terminat. Cererea de grâne și ce mai transportă este mare. Asta este situația. Nu, adică de ce ne mirăm atât? A, că nu-i dă pe la Vicov, dar trebuie să stea cineva pe partea aia și să dirigeze camioanele către Vicov. Dar tu crezi că mai are cineva autoritate în Ucraina? În afară de armată care vine și cu serviciile speciale și cu poliția, cred că nu are nimeni autoritate. Bun, dar pe partea asta? Adică crezi că se uită vreun șofer de tir dacă vine unul de la vamă și face semn? Nu, cred. Imaginează-ți așa o scenă la care am asistat. Da. Două scene. Camion, coadă de camioane dinspre, să zicem, Suceava, spre Siret. Da. Vorbim de localitatea Dănila, deci da, aproape spre Dărmânești. Păi Dănila nu e în Dărmânești. Da, dar zic în da, localitatea în sine, nu în comună. Apoi tir pe sensul spre Suceava și un tir care nu trebuia să stea la coadă, că el n-avea de stat la coadă să meargă în vamă și voia să depășească coloana de tiruri pe banda care era alocată, cum ar fi. Da. Deci trei tiruri unul lângă altul pe un drum cu două benzi, nimeni să dirigeze circulația, deși înțeleg că ar fi fost trei echipaje de poliție pe traseu, n-am întâlnit niciunul. Și în condițiile în care e uscat și nu a nins decât așa câțiva fulgi, când vor fi și troiene de zăpadă, ce ne facem? Păi o să fie coadă mai mare. Adică despre ce vrei să vorbim aici? Despre de ce nu e deschisă calea ferată pentru marfă la momentul la care vorbim? Pentru, păi nu, s-a rezolvat asta, n-a fost domnul președinte Flutura acum 2 ani de zile, a avut nu știu câte întâlniri, am eu fotografii în calculator și cred că toată presa are și filmări, s-a întâlnit cu partea ucraineană. Păi mă întrebe asta de ce nu s-a rezolvat cu calea ferată, când aceeași întrebare s-a pus ani de zile, de ce nu s-a rezolvat cu Vicovul de sus. Și că tirurile astea pot fi urcate pe niște da, platforme să meargă... Dar nici... cine? Partea de la partea punctul A la punctul este, B este și partea ucrainene e mai ceva ca la noi. Și bașca faptul că acolo este război. Tu crezi că se mai gândește cineva la asta? În timp de pace, românii și ucrainienii, de fapt, românii de aici cu românii ucrainieni de acolo n-au fost în stare să facă nici cale ferată, nici asta de trecut cu șinele alea, că acolo sunt un fel, la noi sunt un fel. N-au fost în stare să facă 3 metri de asfalt și să pună două gherete și două calculatoare să deschidă puncte vamale. Adică despre ce discutăm aici? E granița elvețiano-franceză, elvețiano-italian și nu știu eu, e granița română-ucraineană. Niște autorități împiedicate acolo, mai împiedicate decât ale noastre. Au mai fost niște din astea transfrontaliere. Au mers foarte bine. La pișcoturi, la astea ce? Transfrontaliere, cu pus de coroane, cu plâns după Mihai Eminescu, după Ștefan cel Mare și Sfânt. Astea merg foarte bine. Merg scriitori încolo, vin scriitori încoace. Astea merg la o lacrimă, la mormântul lui Aron Pumnul. La... Din astea merg perfect. Dar atunci când e să pui 3 km de asfalt și să înfici două gherete în așa și să lățești calea ferată, acolo este mult mai greu. Adică despre ce discutăm? Da, e un adică subiect, să ne obișnuim, zici. Dar bineînțeles. Dar și dacă întreabă cineva pe oamenii care stau pe traseul ăsta, doi, aveți nevoie de ceva, știți, vi s-a crăpat vreun geam, v-au fugit rațele din curte de teamă că... Păi nu, că le-au crăpat casele, n-am fost prin localități. Și întreabă cineva să le dea despăgubiri? Nu întreabă nimeni nimic. După aceea... E vreun proiect de lățire a drumului european? Da, de exemplu? L-am scris eu aseară, dar am uitat să-l aduc. Că am văzut că e proiect de trasat și de pictat piste de bicicletă și de marcat da, piste de da, bicicletă ăsta, de câte? Cu... 16 milioane de euro. Da. Ăsta cu ce zici tu, l-am scris eu aseară, dar nu e la mine. Dacă știam că vorbim despre asta, veneam eu cu proiectul. Ce să facă? Lumea e cu din astea, cu biciclete, cu triciclete, cu avioane, cu baloane și așa. Nu, am sunt sărbătorile, pui și tu niște întrebări, lasă, vin sărbătorile. Pun și vin sărbătorile și trebuie să stea mii de oameni în cabina da, tirului? Dar trebuie să stea mii de oameni pe drumul Dolhasca, Suceava, prin gropile alea lăsate sinistrați de un an de zile? E aceeași întrebare, adică despre ce vorbim? Dar trasăm piste pentru bicicletă. Le trasăm, da, pe hârtie. Pe drumuri europene, pe același drum, Sorin, da, pe care cu greu se strecoară trei tiruri. Și marmota ce?
făcea. Tot ciocolată în Păturește. Tot ciocolată împacheta. Serviciul de permise de la Suceava, serviciul de permise și înmatricularea vehiculelor a ajuns la numai puțin de al șaselea șef de când a început ancheta DNA, dosarul conducerii de până în 2021. Al câtelea? Șase. Bun. Spera Dumnezeu, sănătate, mult succes. Pentru șase luni are mandatul, da. Că e pe perioadă determinată. Aici e iarăși o chestiune, o problemă fără sfârșit. Nu-i găsești nimeni, leac, tot cheamă de la București, mai cheamă de prin țară, dar cineva să fie stabil aici încă nu s-a rezolvat. Tu, adică, nu sunt în stare să pună șase polițiști. Mă scuze, asta e situația. E iarnă, afară. Așa, să aducă șase polițiști să fie permanent, ca să dea permise și să dea examen, și tu mă întrebi pe mine de ce nu se lățesc drumurile și nu se fac ce cale ferată în vamă. Adică ce întrebări sunt astea? Nu vezi că ei nu sunt stare de nimic? Zin cu podul la Melișoți. Că a fost acolo scris în paiu astăzi. Încremenită că proiectul povestea. Ăla care era bătut, s-a bătut toba, a venit prefectul Alexandru Moldovan. Tot suprefecții. Da, i-a dat suprefectului nu știu care, lui Cristian Șologon sau lui Florin Pinteru Sinescu, pardon, să se ocupe, domnule, de râsul curcilor. Și acum că nu se mai face proiectul, că, na, că s-a retras, așa că nu sunt bani, că trebuia făcut podul ăla provizoriu lângă ăsta. Care nu a fost finanțat niciodată. De parcă atunci când s-a scris proiectul nu se știa că trebuie făcut un pod provizoriu. Și despre ce discutăm aici? Tu nu vezi, dacă tragem linia anul ăsta și se face un bilanț, domnule, ce? Chiar se face să se ocupe Oana Șlemcu, că ea e cu un bilanț. Anul ăsta, ce lucrări publice s-au făcut? Hai să vedem. Podul de la Melișoți, eșec. Vama, eșec. Nu-mi zic de asta de la Vicovul de Sus, pe care au deschis-o după 10 ani sau 11, nu știu. Așa. Drumurile, eșec. Dolhasca, eșec. Tot eșec. S-au asfaltat 3 km de drum pe nu știu ce munți și alți 3 km pe nu știu ce păduri. Dar în rest, zi și mie. În afară de vorbăraie și dacă pui kilometri de declarații făcute, sau de festival. Păi ajungi cu ăsta până în Qatar la campionatul mondial. Pe jos. Aș deschide și subiectul cu campionatul mondial, dar mai vorbim dar un pic ce despre... Vrei cu ce ai cu campionatul mondial? Voiam să te întreb, cum ți se pare ce s-a întâmplat în weekend la campionatul mondial? Dar hai să trecem pe la angajații Spitalului Județean Suceava, care au început cursurile pentru îmbunătățirea comunicării. 10 luni durează toate sesiunile, în așa fel încât dar toți angajații... Exact. Să participe la cursuri, au început cei de la Unitatea de Primiri Urgențe și cei din ambulatoriu. Eu am făcut pe mâine, am scris o tabletă pentru radio, nu vreau să mă repet, acum să văd din ce unghi abordez. E un nonsens ce se face. Spitalul județean asta crede că... Cum e un nonsens să fii mai empatic cu pacienții dar și să îți îmbunătățești comunicarea? Cine este învețim? Păsăreasca care se vorbește la cursurile astea? La corporatistele astea se vorbește o limbă păsărească, se fac niște desene, vin cu niște din astea, cu niște flyere pentru fraiere, așa, mai fac o prezentare în, era să zic, sau un forj. În PowerPoint? În PowerPoint, da, mă scuz. Așa, Cătălina, și se ia o alună, bănuiesc că se dă și câte o cafea, doar nu ții oamenii acolo, măcar la două ore, dai o pauză. Și pe urmă se bifează că s-a făcut activitatea și o să vină domnul manager Calancea și să spună na, lumea a spus că noi nu prea comunicăm, dar uitați, am făcut cursuri de comunicare. Dar tu îți dai seama în ce situație sunt puși oamenii care vin la cursuri. Stau, se uită la păsăreasca, dar mă chem sâmbătă și duminica de acasă ca să ce? Zici poate și oameni de făcut curățenie, de spălat geamuri, de comunicare. La un curs de comunicare, adică vine cineva din afara spitalului, deci din afară, și să le spune ce? Asta trebuie să facă domnul manager și cu șefii de secție, să zic, mă, oameni buni, hai să vorbim frumos cu pacienții, hai să mergem la patul bolnavului, să stăm de vorbă cu el, hai să vorbim normal, adică noi știm cu politrauma, nu știu cum, autoraxul și aia, dar hai să zicem că aici unde ți-ai rupt mâna, ți-am pus un gips și sunt două oase acolo care o să se lipească dacă mai... Așa, te doare în burtă, în burtă ai un stomac și acolo s-a făcut așa ca un dop, ca un dop de la sticlă. Și până nu scoatem dopul la sticlă, nu putem să bem din sticlă. Așa și aici, dacă nu scoatem dopul ăla, de aia te operezi, nu circulă mâncarea prin stomac. Sau nu știu, din astea.
și să vorbească normal, ce curce circăraie este asta? Și cu cine fac ei cursurile? Cu o firmă fără nume. Cine știe ce experiență de comunicare în domeniul instituțional sau de firma asta e, m-am uitat pe Facebook. Păi ei n-au pagină de net. Ei n-au pagină pe net. Și tu îmi spui mie că ai firmă de comunicare. Deci firmă de comunicare fără pagină pe net. Au pe Facebook 3 lulele, 8 sucele. Dar știi cum e cu cizmarul care... Nu, no, Cătăina. N-are asta e la miștocăreală. Ce să înveți acolo? Ce să spună? Ce să spună firma aia 10 luni? Bine, că bănuiesc că nu vin toți. Adică prin rotație. Și ce? Vin acolo, stau 4 ore. Și ce îmi spune mie de la firma nimeni? Atât de... interesant sau motivant încât să-ți schimbi atitudinea în care ai fost, ce facem aici? Practicat meseria asta ani sau poate 10 de ani de zile. Dar să zic că domnul manager Calancea cât a costat? Că n-a zis păi sigur e o achiziție. Păi da, mă, dar să spună cât a costat. Au plătit medicii care nu știu să vorbească cu pacienții? Ei au plătit, dar au plătit, na, e distracția lor. Adică ce e asta? Domnul Calancea vrea să se spele pe mâini, să spun, da, uite, am făcut. Dar este o prostie. Este o mare prostie și noi am discutat de la bun început aici, când se punea problema să facă niște cursuri de comunicare. Păi și dacă vrei să faci comunicare, da, ia și fă cu... Bine, și să străut. Ia și fă cu universitatea. Cu universitatea faceți facultate de medicină, cu balneo, fizio, kinetoterapie, aveți colaborare. Are și facultate, specializare de comunicare? Păi, eu ce zic? Sunt acolo niște oameni, așa, și vă întâlniți odată la, într-o săptămână, în 4 ore, dacă vrei, așa, faci 2 ore. 2 ore suficiente. 2 ore cu 10 oameni și tot așa, prin rotație, câteva să... Și nu cred că ți-a facultatea, universitatea, că sunteți în prietenie și în colaborare. Ia și fă din asta. Unde vii tu cu firma lui Pește, care nu știu, n-are aproape nimic, am uitat. Deci n-are, asta e halucinant. Nu are comunicare, n-are site propriu, da? Site propriu, știi? Asta e halucinant. Are pe Facebook, are nu știu ce. De ce l-ai făcut cu facultatea de științe ale comunicării la universitate? Și nici nu plăteai nimic. Sau dădeai ceva simbolic, pentru că veneau oameni plătiți la oră, cât îi plătește universitatea. Ai făcut așa, ca să zici că ai făcut și mă enervezi și lumea. Că pe mine eu cred că nu cineva. Sunt foarte bucuroși angajații, dar că bine, trebuie să vină la sfârșit de săptămână, nu, să participe, dar, la cursurile de comunicare. Ce? Nu, dar zi-mi... Sigur, comunicarea e foarte importantă că și e o mare problemă și e real problemă. Eu lasă că știu. Dar ți-am zis, fă cu universitatea și 2 ore sunt suficiente. Dacă vrei niște chestii, să spună întrebări. Dom'le, dar uite, am avut cazul ăla așa și n-am știut cum să fac, cum să procedez. Nu vine unul la tablă și spune și mai dă pe, cu, din ăsta, cu reflectorul ăla, cum se cheamă, cu... Laserul? Nu, face o proiecție pe... Așa, cu videoproiectorul? Cu videoproiectorul și îți dă acolo și spune, îți face niște casete și scrie unul și... Dă mașină va. Ce vrei, mă, să-mi spui? De ce vrei să-mi spui? Știi? Alocarea 6% din produsul intern brut pentru educație încă e o temă nerezolvată. A, sindicaliști... Știi care e chestia, Cătălina? Că Păsărească asta a pus stăpânire. Toți filfizoni acum, toți păsăriști și limbă de lemn și vin cu niște șabloane. Am văzut și ieri întâmplător o emisiune cu o domnișoară care făcea niște lucruri interesante. Dom'le, dar ce limbaj au? Păi nu înțelegea nimic. Ce concepții au? Dar și în școală, dar ei se defectează în școală. Profesori care vorbesc într-o păsărească incredibilă. Profesorii din cauza metodologiei lor. Cu proiectele astea europene, când fac și au acolo... Dom'le, dar defectez oamenii. Dar zi să te înțeleg. Aia, bune practici care tot îmi vine. Zi, mă, să te înțeleg. Am mutat un măr de aici și l-am pus acolo. Păi zi-mi așa, nu mă lua că am făcut cu bune practici, cum așa și că mărul și că... Da? Și cursurile astea care se fac, am mâncat din astea și știu și cunosc oameni care au făcut bani cu asta. Păi ești deștepți la urmă vorbim. Păi ce au de pierdut? Și ei în loc să repare ceva, dacă e de repare, ei strică. De strică. E, vine o... Doamne, trebuie să-ți adaptezi discursul la om. Dacă vine
o femeie de la țară de 70 de ani, tu vii să-i spui lui păsărească, ei păsărească? Păi și trebuie să te adaptezi. Oamenii ăștia nu sunt normali. Adică ei nu trăiesc ca și noi. Ei nu merg la WC-ul, nu dorm în pat, nu se uită la televizor, nu fumează, nu beau, nu mănâncă, nu dorm, nu merg la film, nu sunt tot oameni. De ce se complică lucrurile așa? Din dorința de a le simplifica. Și pentru că da, toată lumea e prinsă undeva în proceduri. Au, nu, nu mai zi. Da. Ba zi, poate îmi sare răceala asta. Pe nas. Vorbeam de parlamentari, de sindicaliști care le cer parlamentarilor să voteze 6% da, din PIB pentru educație, n-ar fi pentru prima dată. A, adică legea din 2011 există, nu se respectă. Există lege, ce să da, mai da, votez? Dar ea tot se amână 6%. Sigur, vorbim despre buget acum. Da, acum a ieșit doamna Deca, ca și, după ce a pus-o, n-am mai auzit de azi, a ieșit și a zis că inițial s-a anunțat că 2,1% din PIB va fi, dar mai mare, adică mai mulți lei față de anul trecut, pentru că a crescut PIB-ul. Da. Acum a venit doamna Deca și a spus nu, 3,2% din PIB, că nu știu ce, cu fondurile europene. Bun, alea sunt sau nu sunt, că nu sunt sigur. Dar aici, când calcul, nu e numai bugetul educației, că și o explicație corectă. Doamne, se mai prin POR, prin Angel Salini, prin, vorbim despre niște investiții. Bun, aici vorbim despre ziduri, clădiri. Da, bun, dar tot la educație. Și echipamente, da. Tot la educație. Prin alte ministere. Adică prin Ministerul Dezvoltării. El ajunge undeva pe la 4%, cred. Așa, nu e 6%. Dar e mai mare față de anul trecut și solicitarea sindicatelor, cum n-a fost rezolvată în anul trecut, nu va fi rezolvată nici. Deci legea e din 2011. Da. Și cine a făcut pușcărie că nu se respectă legea? Nu, că e legal. Adică e lege fără consecințe. Nu, se dă o lege și spui, nu aplicăm de acum și tot oameni. Și în fine, Dinamo a câștigat meciul cu CSU Suceava. Sigur, Dinamo e campioana României la handbal masculin. 42-31 a fost scorul, iar locul pe care încheie CSU din Suceava anul calendaristic în Liga Zimbrilor e locul 9. Un loc bun. E, de altfel, locul în topul pe care și l-a asumat, adică până pe locul 10 a vrut echipa să încheie. Da, astăzi a fost antrenorul principal, domnul Gherban, la mine la radio. Nu eram așa răcit, ca să nu-i dau bine, că nu i-am dat și lui răceal, tu stai la distanță mare. Și a zis, față de anul, că i-am zis, domnul profesor, parcă anul trecut tot în situația asta erați. Retura a fost mai bun. Mult mai bun. Zice, nu stă mai bine anul ăsta ca număr de puncte și ca poziție și ca diferență față de urmăritoare. Dar și a zis că returul este avantajos pentru Suceava, pentru că vin echipe care ne-au bătut la ele acasă la un gol diferență, deci cu șanse mari să câștigăm, și vin echipe mai slab cotate decât noi, jucăm cu ele acasă. Deci s-ar putea să adunăm mult mai multe puncte, dar aici e la limită, e o graniță foarte subțire, după cum spunea și domnul Gherban. Foarte bine, cum ai pierdut la un gol diferență acolo, poți să câștige și la un gol diferență sau să pierzi. Maximum pe care poate să-l atingă echipa ar fi locul 4, ceea ce ar fi extraordinar. Însă, domnul Gherban s-a plâns de numărul mare de accidentări. Au fost multe accidentări și această diferență mare de 11 goluri cu campioana României ar fi putut fi mai mică, însă ieri în teren au fost la un moment dat, din cauza accidentelor, Suceava a jucat cu 5 juniori. Deci, partea cea mai bună din toată povestea asta, din tot acest campionat până acum, e că se dă încredere juniorilor, uneori forțat, cum a fost cazul ăsta, că nu avea cine să intre în teren. Dar, dacă ne uităm, într-adevăr, și Suceava, echipa de handbal, ăsta este meritul principal, că promovează juniori. Dar are și cu cei, pentru că vine din spate. Vine la junior, 3 junior, e 2. E și Academia și e clar da, că la Academie se vede excelență. Cât de multe, centrul de excelență, cât de multe convocări sunt la echipa da, națională de da, junior. Deci e bine, adică zici, măi, e locul 9 din 14. Nu, dar trebuie să te uiți ce, la ce se întâmplă acolo. Da. Așa, nu să te mai țin de vorbă acum cu campionatul mondial. Nu, mai când vorbim, e meciul când Croația cu Argentina? Croația cu Argentina e mâine, da? Și Franța cu Portugalia apoi mâine. Sper să nu greșesc.
Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Echipa de volei masculin CSM Suceava a suferit sâmbătă a noua înfrângere în primele 10 etapele diviziei A1. Formația pregătită de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a pierdut pe teren propriu în fața celor de la CSM Constanța cu scorul de 0-3. A 10-a etapă din prima ligă la volei masculin a programat meciul direct dintre cele două nou promovate CSM Suceava și CSM Constanța. Echipa pregătită de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a cedat în fața dobrogenilor cu 0-3 pe seturi 18-25, 15-25 și 19-25. Gontariu a reușit cele mai multe puncte pentru gazde, 13, urmat de Pop cu 9 puncte, Ciubotariu cu 6 puncte, Hortopeanu cu 4 puncte și Tofan, Roman, Sasu și Ciubotariu cu câte două puncte. A fost un meci destul de complicat, ținând cont de poziția pe care au adversarii noștri în clasament. Primele seturi le-am gestionat destul de bine. În al treilea set, după cum ați văzut, sucevenii au reușit să revină, dar după cele două time-out-uri solicitate de noi, am reușit să ne concentrăm mai bine, să ne mobilizăm, să recuperăm punctele pierdute și să adjudecăm și cel de-al treilea set. Din nou, un adversar cu jucători de valoare, echipa cu care noi în mai am reușit să promovăm braț la braț la turneul de promovare de la Zalău și a schimbat lotul complet și a dus jucători străini de mare valoare și diferența a fost făcută de către ei. Au un coordonator de valoare mare, un argentinian de la Naționala Argentina Under 23 și acolo s-a făcut diferența prin experiența noi. Am avut și noi o sclipire în setul 3, chiar și în setul 1 am avut momente bune, însă este foarte greu, cum am mai spus. Când o echipă amatoare joacă cu una profesionistă, e greu să putem realiza mai mult de atât. Chiar dacă totuși în setul 3 am avut puncte multe în față. Clasată pe penultimul loc în divizia A1 de volei masculin, CSM Suceava se confruntă cu mari probleme financiare. Din acest motiv, unul dintre cei mai valoroși jucători, Alexandru Dragomir, n-a jucat în meciul de sâmbătă și intenționează să părăsească Suceava. Alex Dragomir, la fel, este învățat cu mediul profesionist. A semnat un contract cu noi, a încercat și a dat silință, a văzut că din august până acum nimic nu a primit. Încearcă să se axeze pe jobul lui de la București, pe care îl făcea online. Acum o să încerce să axeze mai mult și probabil că din iară nici nu o să mai vină la noi la echipă. Cum am mai spus, e foarte greu să faci volei pe nimic. Cu bani de acasă este aproape imposibil. Ce pot să transmit este că echipa asta muncește din august și jucătorii n-au primit absolut niciun leu. Mai mult de atât n-am ce să transmit. În ultimul meci din acest an, voleibaliștii suceveni vor juca sâmbătă pe terenul echipei Steaua București. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte va fi rece în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare. Spre dimineață se va forma ceață. Temperaturile minime se vor încadra între minus 8 și minus 3 grade Celsius. Cel mai rece va fi la Vatra Dornei și la Botoșani. Marți, cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii. Înorările vor fi temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime în scădere se vor încadra între minus 5 și 3 grade Celsius.
O coloană de autovehicule cu o lungime de aproximativ 25 de kilometri s-a format la punctul de trecere a frontierei Siret pe E85 până în apropierea localității Dănila. Peste 500 de autocamioane au blocat unul dintre cele două sensuri de mers ale drumului și așteaptă pe partea română încă de sâmbătă să treacă în Ucraina. Potrivit serviciului de frontieră al Ucrainei, coada era de 41 de kilometri duminică la intrarea în PTF Siret Porubne pe partea ucraineană. Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Suceava are o nouă conducere pentru o perioadă de 6 luni. Este vorba despre ofițerul specialist de poliție cu grad profesional subinspector Cosmin Vasile Butnariu. Din 2021 până în prezent, el a coordonat activitatea compartimentului permise de conducere din Bihor. Două persoane din comuna suceveană Vama sunt cercetate penal pentru infracțiuni la regimul rutier. Este vorba de un bărbat în vârstă de 59 de ani și de soția acestuia. Bărbatul conducea autoturismul soției, deși avea permisul autosuspendat, iar femeia cunoștea acest lucru. Părinții care au copii cu viroze respiratorii se pot adresa centrului de evaluare ce asigură asistența medicală pediatrică din cadrul Spitalului Județean Suceava. Acesta este funcțional din 12 decembrie în cadrul ambulatoriului de pediatrie, de luni până vineri, între orele 13-15. Angajații Spitalului Județean Suceava participă la cursuri pentru îmbunătățirea comunicării. Orele se desfășoară în weekend timp de 10 luni, astfel încât să poată participa toți angajații. Primii cursanți au fost cei de la Unitatea de Primiri Urgențe și Ambulatoriu. Conducerea spitalului dorește îmbunătățirea comunicării, dar și să pună un mai mare accent pe empatia față de pacient. Sindicaliștii din învățământ le cer parlamentarilor de Suceava să voteze pentru alocarea 6% din PIB pentru educație. Într-o scrisoare adresată parlamentarilor, sindicaliștii de la Proeducație arată că prin alocarea 2,1% din PIB se continuă subfinanțarea educației. Trăim vremuri în care am face orice pentru a câștiga cât mai mult timp pe care să-l petrecem alături de cei dragi. Asta se simte cel mai intens de sărbători, când timpul pare că se comprimă și mai mult, iar oamenilor le este tot mai greu să se împartă între serviciu, familie, cadouri, primenirea caselor și pregătirea bucatelor pentru mesele festive. Din fericire, timpul poate fi câștigat pentru a fi oferit celor dragi, fără a face măcar rabat de la dulciurile tradiționale cu gust de copilărie, care să vă însoțească în zilele de sărbătoare. De un singur lucru trebuie să vă amintiți să dați comandă până la închiderea listelor, după care totul ajunge în grija spiridușilor cofetari. Momente artistice deosebite vor avea loc la spectacolul caritabil Freamăt de Speranță, organizat de membrii Clubului Interact Bucovina-Suceava pentru sprijinirea unui băiețel cu probleme de sănătate. Evenimentul este programat pentru miercuri, pe 14 decembrie, iar organizatorii dau asigurări că va fi o seară plină de talente pentru o viață plină de bucurie, cea lui Sebastian. Echipa de handbal CSU Suceava a pierdut cu scorul de 31-42 meciul disputat duminică pe terenul campioanei Dinamo București. În urma acestui rezultat, formația antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei încheie anul pe locul 9 în Liga Zimbrilor. Echipa de volei masculin CSM Suceava a suferit sâmbătă a noua înfrângere în primele 10 etape ale diviziei A1. Formația pregătită de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a pierdut pe teren propriu în fața celor de la CSM Constanța cu scorul de 0-3.